uite, mi-amintesc eu de mic copil, eram disperat de mașini de când am așa amintiri, de când eram mic. Îmi povestea maică-mea cu câțiva ani că mergeam cu ea pe stradă de mână și tot treceam pe lângă mașini, ce am fost, Volkswagen, BMW, Audi, așa maică-mea zicea, da. Deci clar e ceva de când eram mic. Stăteam cu taică la televizor, ne uitam la mașini, la nebunie, dar cred că de la taică totuși a început pasiunea. Îl taică mi-a plăcut foarte mult mașinile. Și de când sunt mic, tot clipuri pe YouTube, când a apărut, că a apărut prin 2000 și YouTube-ul, cred. Reviste, până atunci aveam sub pat, aveam un pat cu depozitare de sub el și aveam teancuri de reviste întregi, cred că sute. Pe toate le urmăream, uitam să văd ce a mai apărut, deși nu prea înțelegem când eram mic. Am început să învăț pentru carnet de la 16 ani, cred. Am zis, bă, când îl dau să nu există vreo posibilitate să-l pic sau așa, să fie un impediment, am luat cât mai repede. Am avut în cap să-mi iau o mașină, n-aveam bani, chestia asta, la 18 ani n-aveam cum. Taică mi-a zis, domnule, n-o să circul cu mașina numai cu mine, n-o treburi de genul. Mi-a venit permisul acasă și mi-a dat mașina și mi-a zis, hai, la revedere. Range. Doamne, cam ce ți-ar place, că nu știu ce, zic cam așa. Mă spune, doamne, ți-am comandat mașina. Păi zic, cum? Că eu n-am plătit nimic. S-a comandat mașina, a venit. Întâmplarea a fost că exact în momentul când a apărut mașina în showroom, am și găsit clientul pentru Celez, l-am vândut. Am avut Range-ul timp de 2 ani. Nu că-i fac reclamă proastă, dar este cea mai proastă mașină pe care am avut-o vreodată și nu o să mai cumpăr cât o-i trăi. Deci m-am uitat la el, n-am zis nimic, frate, n-am impresia. Da, mașina a avut 2 ani de zile cât a fost în garanție, sau 3, nu mai știu exact. Bă, mi s-a stricat la ea absolut tot, deci nu există ceva, nu mi-aduc aminte să nu se fi stricat ceva la ea. În momentul când am vândut-o a doua zi, deja am plecat în Germania, aveam mașina R6-le salvat pe mobile, cred că de 5 luni de zile. Proprietar de 7 mașini deocamdată, 4 Mercedes-uri, în care unul e al mama, dar îl punem și pe ăla, că e în familie. Un R6, un BMW i3, un L200. Și vreau să mai iau broască, dar încă nu e definitivată problema. Dăm norocul de COVID cu domnul Andy de la Brașov, care este proprietar de mai multe mașini, v-a explicat, dar noi vom filma două episoade. Asta este altă discuție, deci să ne calmăm țâțele, că o să vorbim și despre 190, nu numai despre RS6. Știu că avem oameni pasionați de mașini noi și de mașini vechi și restaurate și tuning și așa mai departe. Le cuprindem pe toate. În intro ați auzit povestea lui și am ajuns până la decizia de a-ți cumpăra un RS6. După ce ai avut Celez, după ce ai avut Range Rover, exact. După ce ai avut Mercedes Coupe, ai ajuns să-ți iei un RS6. De ce RS6 break? R6 Breca, doar așa se fabrică. Inițial zic din păcate, dar acum zic din fericire, că sunt foarte mulțumit de ideea asta. R6 am vrut să mi-l iau după Celez, dar am zis, mă, parcă nu-i momentul încă de o mașină de 6 de cai. Și hai să mai stăm un pic. Am vândut Range-ul și am zis, gata, acum e momentul să-l iau. Bun. Când cumperi o mașină second, știi cum e, complicat să ai tot ce vrei tu pe ea. E greu să o găsești cum ți-o dorești, nu? Exact, am căutat-o, cred că vreo 6 luni am găsit-o, am salvat-o acolo, a rămas mult timp, mașina era foarte scumpă. Am tot negociat cu omul de acolo, am tot discutat, până la urmă am ajuns la un consens, am plătit cât am vrut eu pe ea. Singura chestie la care am renunțat a fost trapa și mă bucur că am renunțat la ea, pentru că unul la mână îți ridică foarte mult cerul de greutate și doi la mână la noi prin țară fie mult praf și chestia astea se strică destul de des. Da. La Range am avut și am avut probleme cu ea și la E-Class la fel. Ok. Da, m-am suit în avion, m-am dus în Germania. De ce RS și nu o BMW? De ce RS și nu Mercedes, că ai avut Mercedes? Băi, sincer să fiu, eu sunt fan Mercedes. Ok, clar. Asta zic, asta încerc. Dar mașina care m-a coafat cel mai mult din toate punctele de vedere a fost RS-ul. Nu știu ce, V8-ul, biturbo, sunetul motorului, toate chestiile astea. Eu le spun oamenilor că atunci când îți cauți o mașină și ai niște chestii la care ții,
este foarte greu să găsești. Eu le-am spus așa, băi, eu am căutat o mașină care să fie de fabrică turbo și să aibă tracțiune în spate. Și mi s-a închis cercul foarte mult. Da, clar. Nu. De asta zic și la tine, știi variant. Că ai avut niște chestii la care ai ținut și cercul se închide foarte mult. Adică nu ai de ales din 10 modele de mașini. Da, da, exact. Știi, într-adevăr. Când ții la niște lucruri, când zici, am trebuie o mașină, să consume puțin, nu știu ce, da, cercul simplu, este mai mare, clar. Dar când ai anumite pretenții, ai zice că lumea e mare și că se produc toate lucrurile, da, de care, da, ai nevoie. Dar uite că se închide foarte tare, știi? Da, că știi ce vrei, e greu să găsești o anumită mașină. La mine criteriul a fost destul de simplu. Le-am testat pe toate, am vrut să văd exact toate cum se conduc, care-i treaba. Neapărat am vrut 4x4, pentru că la puterea asta e greu să o ții pe stradă cu tracțiune spate. Sau față, da. Sau față, da. Din punctul meu de vedere, ca și sistem 4x4 este cel mai bun față de X-Drive și 4MATIC. Okay. E părerea mea. Știi povestea cu anvelopele cu steluțe de la BMW? Nu. Nu știi povestea? Nu. Să spun eu acum scurt că eu consider că e o informare utilă pentru proprietarii de BMW care se uită la noi. Tot ce înseamnă X-Drive nou, trebuie atunci când se schimbă anvelopele să fie schimbate cu niște anvelope care au o steluță desenată pe ele. Dacă te uiți la Autosoft sau orice altă n-am luat bani de la Autosoft, să nu uiți, da? De la orice altă vulcanizare sau orice altă vulcanizare, ca un om normal, cum discutam noi înainte, că nu trebuie să fii mecanic de curse și spui, salut, vreau să-mi schimb și eu anvelopele. Punem aceeași dimensiune, da. Omul ți-a din raft, spune aceeași dimensiune, nu are steluță, mașina dă șocuri. Șocuri. Ce zic, în cutia de transfer, se strică cutia de transfer. Da, am un prieten care are un 320 X-Drive și s-a stricat cutia de transfer. Pentru că n-a pus anvelope cu steluță. A luat o second și făcea așa, da, dar după aia le-a pus altele și nu cred, da, că știa de treaba asta. Adică, da, eu n-am auzit până acum. Da, e, uite, spun eu. E o informație... Dacă ție un BMW cu X-Drive, trebuie neapărat cu steluță. Da, uite, o informație bună pe care nu o știam, da, până acum. Da, 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 da. Iar legat de sisteme, 4 versus X-Drive versus 4MATIC sau 4MATIC sau cum vreți voi să-i ziceți, nu știu, nu văd niciun avantaj la unul și la altul. Da, e strict părerea mea, de asta am zis că nu. Da, e părerea ta, nu e nicio problemă. Exact. Sunt convins că o să fie în comentariu. A, 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 stai, domne, că X-Drive am văzut, da, că pun ei clipuri, urcă pe pârtie de alea. Da, exact. Nu comentez, fiecare acolo la aia fiecare își face ce vrea. Exact. Cum și tu ți-ai cumpărat Range Rover. Da. Adică nu e nicio problemă. Mare greșeală. În fine, trecem pe subiect. Bun, așa, te-ai dus să iei mașina. Da, am ajuns în Germania, am schimbat un avion, două trenuri, a fost o întreagă aventură. Okay. Nu mai ajungeai, îți dai seama că erai fier. Da, am ajuns în Nordhausen, în Germania, în perioada în care în Germania erau vreo 40 de grade în zona aia, unde cred că n-au fost niciodată. Ok. Am ajuns la showroom să vedem mașina. Cei de la showroom aveau vreo 4 sau 5 ele, 6, multe mașini. Okay. Oamenii total dezinteresați, nu cumva. Era un dealer Audi? Nu, sau? Nu, 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 un dealer multimarcă. Okay. Aveau Land Rover-uri, da, Ferrari, okay, Lambo, okay, toate ce. Okay. Oamenii de acolo, engleză mai slab, sau nu vreau să vorbească, da, așa. Tipic. Mașina era murdară, nepregătită de livrare, de nimic. Surprinzător am văzut că avea și bara față zgâriată. Contractele făcute aiurea, în fine, am stat pe acolo, zic, băi, hai să mergem să dormim, venim mâine și facem treaba cu actele. Intrăm pe Booking să căutăm un hotel cu aer condiționat, că erau 40 de grade. Pun oamenii niște zmoal. Te gândeai la treaba asta? Nu te gândeai. Nu are nimic, lasă, stau eu mai așa să nu iau sunetul zmoalei turnate pe... Da, mă izolează. Așa. Deci căldură mare, mă înșer. Da, am căutat un hotel cu aer condiționat, rezultate zero. Am înnebunit de cal, am dormit toată noaptea, ne-am trezit dimineața, nu am vorbit cu omul. Bă, aici când noi trebuie să ajungem în Brașov, că trebuie să mergem într-un tur în țară cu mașina. Am zis la 9, nu era nimeni la showroom. Domnule, eu vin pe la 11, că mai am un pic de treabă. Am stat noi ce am stat, s-a lungit cu numerele, cu delea, în fine, poveste, ne-am certat cu ei, nu te înțelegeai cu nimic, mașina se inserea zgâriată, prețul a rămas tot acela, zic, bă, oricum o fac, are casc, o repai, okay, ajung. Era zgâriată rău sau? Nu, a fost julită bara într-o parte, într-o bordură, cum am mutat-o ei prin curte. Okay. Da, așa, mașina era în regulă, i-am întrebat eu pe ei, domne, mașina mai are garanție? Nu, nu mai are. Zic, băi, eu știu că am verificat în țară și are 5 ani mașina. Nu, că nu mai are. Sun la Brașov, la dealer, domne, are. Zic, bine, habar n-aveți. Trebuie să plecăm, pornesc mașina, range 0, benzină 0. Zic, eu cum plec? Păi aveți o benzină, era vreo 10-15 km. Zic, până acolo să mergi tu, că eu n-am cum. I-am trimis, mi-a băgat benzină, am plecat în țară până la urmă, cu chiu, cu vai. Am ajuns cu ea, na, momentul când nu e stoc, avea niște chestii roșii pe aici. Mașina, din câte am înțeles, a fost dată de Audi, celor de la Bayern München. Okay. Deci pe carte apare doar Audi înaintea, okay, mea. Din ce am cercetat eu, ar fi fost mașina lui Guardiola, antrenorul de atunci, de la Bayern München.
Tare. Omul clar era singurul care avea copii. Vreau să-i scrii pe Instagram. Băi, vezi mă că a scris, dar nu mi-a răspuns. Da, omul cred că era un pic ocupat acum pe la Manchester cu probleme cu antrenamente cu de-astea. Așa. Am ajuns acasă direct la detailing mașina, am descoperit că erau vărsate vreo 2 kg de zahăr pe sub banchetă, suc prin navigație, chestia astea, am curățat tot, am făcut o țiplă. Da, ia stoc, e mai înaltă, mai toate cele, zic mă, eu nu pot să o țin așa că nu-i genul meu de mașină. Adică, na, am păstrat-o o lună, două, până am învățat cu mașina, să văd ce și cum. Ea avea pachetul gri pe ea, nu cu elementele negre, okay. Nu mi-a plăcut din start, am zis, trebuie schimbat tot. Avea cromul ăla mat. Exact, 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 da. M-am învățat cu mașina, am văzut ce și cum, cum merge, toate cele, am schimbat anvelopele care erau praf, am rămas cu jantele. Jantele care sunt acum pe mașină le comandasem dinainte să plec să iau mașina. Ok. Știam că vreau modelul ăsta neapărat. Ți-am zis, m-am învățat cu mașina, am văzut ce înseamnă frâne ceramice, că n-am mai avut până atunci, dar am un prieten care are un R6 și mi-a zis, bă, R6 fără ceramice n-are rost să-ți iei. Ok. Mașina are 2 tone, merge 300, oprești odată, a doua oară, fără ceramice nu mai oprești. Doar că na, sunt mai pretențioase, cu apă, cu chestii de-astea. Pățit. Adică, dar nu mai știu dacă avea ceramice sau nu, Iuhas, care povestea că pe linia dreaptă nu are. Povestea că linia dreaptă de la Hungaroring, dacă nu mă înșel, a rămas fără frâne. Da. Și s-a dus drept. Da, dar nu are, știu că nu are frâne. Da. Deci nu știu. Ceramice. Dacă are sau nu are, dar știu povestea. Deci da, eu am făcut test live cu un prieten cu un R7, am frânat de două ori de la 200, prima oară frânat aproape la fel, a doua oară s-a dus aproape două mașini în față. Deci e o diferență mare. Da. Și m-a scos din multe necazuri. Da, le explic oamenilor și cu anvelopele de iarnă vara. Ah, bine, nu. Frate, nu discutăm. Mai merge cu anvelope de iarnă vara, că zic, eu înțeleg că tu spui că nu mergi, că nu mergi tare și că nu forțezi. Dar nu contează. Dar ai nevoie odată să pui frână și face diferența de 2 metri. 2 metri e înseamnă mult. Că te-ai oprit înaintea trecerii de pietoni sau după ce ai pietoni. Sau înaintea unui stâlp. Deci că nu e ok, înțelegi? Da. Atunci când ai nevoie. Dar vezi că la noi dacă nu se dă lege și cu cauciucuri de vară, vara, nu își pune nu nimeni. Se dă, că interesul era să se vândă niște anvelope de iarnă. Da, eu sunt contra și anvelopelor mixte, care mi se par și la tâmpenii. Da, nu poți să faci. Și range drept dovadă și la vine cu mixte, nu poți să-l configurezi din fabrică cu iarnă sau cu vară. Da. E un fel da. Așa de am de toate, dar n-am nimic. Exact, exact. Bun, ai luat mașina, ai spălat-o, ai curățat-o, i-ai comandat, jantele erau deja comandate, exact, ai terminat cu pachetul de crom, că nu ți-a plăcut. Nu, deloc. Ok. Și după aia ce ai mai făcut? Am comandat arcurile de la cave reglabile să lăsăm mașina mai jos. Ok. După aia am constatat că mașina totuși nu stă chiar cum aș vrea eu pe curbe, ți-am zis, în Brașov, cu aia în Brașov, de mai dăm, de mai așa. Eu sunt muntene aici. Da, exact. Eu sunt fan mers pe curbe decât drept. Acum eu sunt de părere că drept poate să meargă oricine. Sunt de acord cu tine. Așa. Și eu sunt de aceeași părere, dar aici o să-mi comenteze băieții de la drag și o să-mi spună că nu. Ăla e alt sport, total diferit, n-are legătură una cu alta. Consider că să ții piciorul pe accelerație la fund, da. Nu e nicio șmecherie. Exact. Da, e treaba lui. No, am avut un prieten foarte bun care nu are șase, unic în lume și omul mi-a dat niște hinturi. Da, exact, Costi. Okay. Mi-a zis, domnule, ia setul de bucși, de schimbat bucși la cardan, la toate cele. El având experiența cu aia, da. Da, eu sunt de părere că, bă, când nu știi, întrebi. Și dacă ai și pe cineva care se cunoaște cu treburile astea, întrebi pe cine trebuie. Care prin trebuie să întrebi pe cineva care a trecut prin chestia. Exact, exact. Mi-a spus, cumpăra aia, le-am cumpărat pe toate. Costi, parcă aș cumpăra niște bărți stabilizatoare, că astea pe care le are mașina sunt cam slăbuțe. Nu mă simt eu bine pe viraj. Dacă intri pe net să cauți bărți stabilizatoare 6, nu găsești deloc. Ok. În schimb, găsești de A6. Ok. Care surprinzător, bările de A6 făcute de HR sunt mult mai groase decât astea de pe R6. Okay. Și ajustabile și cum vrei. Okay. Le-am comandat și pe am pus pe mașină, s-a schimbat mașina radical. Ok. Ce tare, dar și aia ce. Deci da. Ce să nu vinzi, adică sunt ferm convins că puteai să vinzi aceeași bară stabilizatoare pe care o vinzi pentru A6, pentru R6 cu preț dublu. Clar, adică eu când le-am comandat, mi s-a zis de la cei de la care le-am comandat, domne, eu ți le aduc, dar nu mai poți să dai retur că nu se potrivesc. Da, bine. Zic, bine, adu-mi-le tu că le montez eu și văd eu după aia. Da. Bineînțeles că s-au potrivit perfect, deci n-am absolut nicio problemă, merge perfect mașina. După care am fost invitat cu ea la salonul de la Essen. Okay. Mașina din Germania, avea 30.000 de kilometri, 2 ani, arăta din punctul altul de vedere impecabil. Bă, okay. La mine nu arată bine. Avea ciupituri pe aripă, pe capotă, pe nu știu mai ce. Mai e o chestie cu mașinile astea. Cum să spun eu, doar proprietarii consideră că ne arată bine. Da, că doar exact. Proprietarii știu toate defectele. Exact. Eu, de exemplu, dacă vin să mă uit la ea,
mi se pare că e țiplă. Da. Adică n-am, da. Știi, după aia dacă mi-ai arăt, uite aici nu stă bine aici. Da, într-adevăr, știi, dar e greu, în sfârșit. Okay. Așa, am hotărât, zic, bă, hai să vopsim fața la mașină, m-am dus la service unde vopsesc mașină, cred, cu cei care lucrez eu. Da. Mi-a zis, bă, nardogreiul ăsta este foarte greu de vopsit pe mașină, doar dacă făbești o piesă, blend nu poți să faci, e complicată culoarea. Okay. Zic, atunci ce facem? O vopsim toată. Okay. Am curățat-o toată, impecabil, tot a fost uită integral, uh-huh. Exact aceeași culoare de fabrică, să nu se vadă absolut nicio diferență pe niciun element. Okay. Am terminat mașina, a plecat la Essen. A ajuns la Essen, lipul de pe față a fost lipit cu dublu adeziv, că n-am mai apucat să-l prindem. Okay. A stat atâta pentru show. Da. După aia l-am prins, ne-am întors în țară, zic că acum ar fi cazul să facem și un SOV la mașină, că ajunge. Okay. Deși ai zis că o las stoc, ajung 600 cai, n-au ajuns. Întotdeauna vrei mai mult și mai ales, să spun eu, prin această parte de tuning care se numește soft, generic așa, soft, n-ai cum să nu vrei. Da, adică clar. Mie mi se pare cea mai convenabilă modificare pe care o poți face la o mașină și este modificarea la care toată lumea e fericită. Da, adică normal. Nu există un client să spună, parcă nu trage. Da, da, da. Adică nu, tot trage mai bine. Sunt mulți care fac softul, deși diferența nu e foarte mare, ei zic că se simt. Adică, nu, totuși, e feeling-ul ăla că l-ai făcut. Exact ce vorbeam de oameni înainte de interviu, sunt oameni și oameni. Sunt oameni care conduc mașinile și spun, da, simt anvelopii. Eu nu le simt, mă, frate. Poate, da, nu știu. Au tot felul de chichițe pe care ei le simt. Eu nu le simt. Sunt oameni și oameni. Dar depinde la șofer, la șofer, la om la om. Da. Am făcut softul stage-on, am pus evacuarea de la Miltec. Ok. Am schimbat filtrul, am pus un filtru de carbon intake-ul de la Venturi. Zic, bă, ajunge stage 1, nu mai face nimic. Am mers cu ea așa vreun an, un an și ceva. Ai idee câți cai făcusei? 665, okay. Atunci. După care zic, bă, hai să facem stage 2. Ok. Am făcut stage 2, am pus downpipe pe ea, că nu mergea altfel. Okay. Cei care au făcut softul mi-au zis, bă, s-ar putea să intervine niște probleme la mașină, că în general de 6 are niște probleme cu pompele de benzină, cu nu știu ce. Zic, deocamdată le lăsăm așa, pumpe, ar fi trebuit făcut upgrade la interne de la pompele de benzină, zic, bă, deocamdată le lăsăm așa, mașina e în garanție. Ok. Le-am lăsat așa, a fost totul ok. Acum să vorbim și despre problemele care au apărut. Bineînțeles. Nu doar din pricina softului, R6 are niște probleme la răcire, lucru pe care știu și cei de la Audi și cei care le conduc. Ok. Drept dovadă, modelul nou a trecut la răcire pe aer, modelul vechi a fost răcire pe aer, ăsta au făcut cu antigel, cu toate țigăniile astea. A făcut water intercooler. Exact, iar un charge cooler băgat pe galeria de admisie, care de obicei pleznește. Okay. Eu m-am dus la Audi, mașina mea consuma antigel. Okay. Ponderat la un moment dat, doar când începeai să mergi mai tare cu ea, consuma mult. Okay. Mi-au făcut test de presiune, domnule, nu curge, pe testă n-apare nimic. La noi, serviciurile, domnule, dacă n-apare pe testă, n-are nimic mașina. Dă-te cu ea așa, zic, bă, mă dau cu ea așa, dacă crapă, după aia ce se întâmplă? Că n-aș vrea să schimb motorul la mașină, da. Că nu mai vinzi. Ok. Am intrat pe forumul unde rezolv toate problemele, am aflat, m-am dus la Audi cu așa, zic, domne, uite, asta trebuie să fie problema, scoateți charge cooler-ul, domne, că nu avem voie, că dacă nu e informare, că nu știu ce, zic, domne, scoateți voi charge cooler-ul, dacă nu e informare, plătesc absolut toată problema. Operațiunea și vedem după aia. Scoți charge cooler-ul. Și îmi trimite o poză pe WhatsApp, charge cooler-ul meu era negru, tot praf, toată galeria de admisie era plină de antigel, domnule, a avut dreptate. L-au schimbat, bineînțeles, drept dovadă, charge cooler-ul a venit cu altă serie, clar au schimbat ceva la el. Ok, asta vreau să te întreb. Alt cod de piesă. Ok. Clar au știut că au probleme, întâmplător am mai avut un prieten care a păzit aceeași chestie, ghinionul la el a fost că a intrat tot antigelul în motor și a pleznit și motorul. Eu am avut noroc că n-a pleznit. Am rezolvat problema, mașina a mers perfect. După care am pățit într-o zi, am stat cu ea cu muzica pornită, am mai colantat la ea, am mai lucrat cu ea prin service, în fine, până a pornit mașina. Zic, a rămas fără baterie. Da, mi-a apărut ăla de la baterie, zic, mă, asta e de la baterie. Ciudat că ea ar trebui să aibă un sistem în care să se protejeze, să oprească muzica, să oprească. Da, mai tot pornit, am mai tot așa, okay, în fine, okay, zic, e de la baterie. Ok. Am trimis mașina la București, că am vrut să-i schimb, că nu mai aveam ce să modific la ea, zic, îi punem plafon de Alcantara, că n-avea. Okay. I-am făcut plafon de Alcantara, am luat un prieten de la service. Bă, mă sună, n-a pornit mașina. Zic, bă, o fi de la baterie, n-a pornit nimic. Ok. Am luat-o eu, n-am mai pornit era de câteva ori, îi sun pe ăștia de la Audi, domnule, nu pornește mașina. Veniți cu ea, n-a apare nimic pe test, era aceeași problemă. Domnule, zic, nu pornește mașina, nu e ok, ceva are. Îi sun pe ăștia cu software, domnule, vezi, verifică un pic cu pompele de benzină. Am intrat iar din nou pe forumuri, 5-6 cu R6, mi-au răspuns, domnule, verifică pompele pentru că se fisurează, intră ulei în pompele de benzină, de aia nu pornește.
mă duc chiar la Audi cu forumul, poftiți, faceți asta, nu știu ce. Plătesc eu dacă nu e așa. Exact, dau jos pompele, îmi trimit pozele, am două pompele fisurate, clar. Le zic, domnule, comandați-le spre garanție, nu știu ce. Ce se aude? Motoret? Motoare, da. La vale? Nu, la deal. La deal. Asta mă mușim la vale, vreau să-l cunosc. Erou. Așa, bun, am ajuns, mi-au schimbat pompele. Între timp, unul din băieții de acolo, de pe forum și așa, mi-au dat un mesaj. Mi-a zis, domnule, vezi dacă schimbă pompele, să-ți facă neapărat și schimbul de ulei, pentru că a intrat benzină în ulei și trebuie schimbat. Ok. Sun la Audi, domnule, n-ar trebui schimbat. Domnule, n-am primit nicio informare. Zic, bă, schimbați uleiul și tot că plătesc eu. Mă sună, domnule, am vorbit la fabrică, trebuie schimbat și uleiul și filtrele, bineînțeles. Da. Nu vreți să mă angajați aici consilier? Pe chiar aș putea oricum, având în vedere că am mers de 2 ani, absolut toți care au R6 în țara asta m-au sunat pe mine. Corect. Deci ce s-a stricat, făcut, salut, cu ce pot da. Să mă ajung, nu știu ce. În fine, am schimbat și pompele, mașina merge perfect. Altă problemă pe care toată lumea trebuie să o știe legată de Audi, în general, R6, E6, V7, R7 și 4 în general. Okay. Cardanul pe mijloc are o flanșă, okay, care este făcută la mișto? La mișto. E dintr-o tablă cu un căcat de cauciuc pe mijloc. Okay. Există aceeași flanșă e și pe 2000 diesel și pe R6 și pe E6, e cam aceeași chestie. Okay. Ăsta acum are 1050 de Nm, 710 cai. Okay. Ne-am dus pe circuit la Mureș, în a doua curbă eram pe manual, ne-am dat a doua, a pleznit. Neștiind de problema asta, eu am crezut că e direct diferențialul spate, zic că am belit-o, s-a okay. dus. Am dat jos planșa, e o chestie de tablă, ți-am zis, cu o chestie cauciuc. Am găsit tot prin intermediul lui Costi, unii în state care fac din aluminiu o chestie imensă, cu o bucșă care se demontează, montează, care duce până la 1500 de newton. La Audi, dacă vrei să schimbi flanșa aia, vine cu tot cardan cu aceeași flanșă. Și costă ce? 3000 de euro. Okay. Care se rupe la fel. Ok, și upgrade-ul ăsta? Costă vreo 500 de dolari. Bun așa. Schimbându-l pe ăla, salvezi după aia și diferențialul spate. Altfel... Bravo, Audi. Da. Îs curios pe ăsta nou dacă au schimbat ceva. Chestia asta cu diferenția, cu flanșa asta, s-a întâmplat până acum la 4 prieteni care au R6, R7. Unul care chiar i-am comandat acum câteva zile. Nu aveai garanție când s-a întâmplat asta, să te duci la ei? Ba da, dar nu m-a ajutat cu nimic, pentru că în schimba cardanul și îmi punea aceeași chestie și mergeam 1000 de kilometri, crăpa iară. Și după aia intervenea ideea, domnul ăsta sigur a ceva modificat la mașină. Să-i să le spui, bă, schimbați dracu flanșa aia, că e proastă. Da, nu, acum ți-am zis, pe cine cunosc care și are 6, zic din start, comandă-ți-o să o ai acolo ca să nu stai după ea. Timpul nu ne mai permite multe lucruri. Ai mai avut probleme grave cu ea? Eu nu le consider nici pe astea grave, le consider probleme generale la RS. Okay. Adică o mașină modificată se strică. E normal. Eu le mai spun oamenilor că în momentul în care trec de stage 1, mașina devine o mașină de curse, iar mașinile de curse vin cu echipă tehnică. Da, normal. Nu vin așa. Adică și părerea mea e că dacă îți faci stage 2 la mașină, trebuie să știi multe chestii despre ea. Să cunoști, da, măcar să cunoști boala lor. Exact, să zic exact. Așa. Ce se întâmplă, ce și se poate ultima strica? Întrebare, că sunt ferm convins, care e treaba cu Tom și Jerry? Măi, a fost desenele mele. Adida, da, le-am făcut mașină, după mașină. Și ce zic, adică explică, eu trebuie să fie ceva. Și cred că desenele preferate multor persoane. Da, au fost senzaționale. Și acum dacă mă pui la televizor, râd o jumătate de oră când și știu pe toate. Și a fost o nebunie de noastră, băi, plecăm la vortă, zice ce să facem pe mașină. Era un R6 Nardo Grey, nimic. Bă, zic, hai să-l face cu Top și Jerry. Și atât de bine, încât crede-mă că a nebunit pe toată lumea pe acolo. Și am vândut setul ăsta de stickere la o groază de lume. Serios? Da, și prin Norvegia și Italia și treaba cu chestia aia de prezervor cu ăla e micul Jerry Nibbles, sugaciu zicem noi. S-a făcut o întreagă afacere din el. Am vândut de vreo 2000 de euro numai sticăre, adică pe cred. Cuvântul meu de onoare. E o chestie foarte simpatică care na, e un mic șoarece care stă prezervor și ar mânca. Am făcut ediții cu Corona, cu Halloween, cu toate cele. Aha. Bună treabă. Da, a și prins. Mie îmi place foarte mult, am mai avut o făcut toată așa, am făcut-o din nou tot așa. Da, nu știam, am zis, bă, trebuie să aibă omul ceva, cu... au fost prieteni, erau mici, cu Tom, cu Jerry, cu cineva. Era bine, pe Instagram, nu știu ce. Vă mulțumesc că ți-ai făcut timp să, așa, că ne prezinți ambele mașini, că ți ia o zi de, din viață să stai să filmăm și că le arăți oamenilor și că le spui problemele unor altor posesori viitori sau...
chiar și acum posesor de RS6. Cu cel mai mare drag. Spus că nu toți oamenii spun, consideră că ce au ei e cel mai bun, nu se strică. Nu. Adică am eu prieteni pasionați de Audi, o să spun și numele lui, probabil că îl și cunoști, care pentru el Audi este... Nu există cineva mai tare, adică. Da, eu, zis, eu sunt pasionat de Mercedes, dar da, tipul meu vedere în clasă e cea mai ok. Nu ai pentru mine. La Mercedes, da, pentru tine, da, pentru că așa le spun și oamenilor. Bă, pentru mine Volkswagen este perfect pentru mine. Da. Poate că peste 5 ani o să câștig 10.000 de euro pe lună, nu o să mai fie Volkswagen, o să fie Audi, că na, normal. Asta e. Dar până atunci mergem cu ce avem. Ne convine cu ce nouă și ne permitem noi conform statutului social al fiecăruia. Exact. Îți mulțumesc încă o dată. V-a plăcut, vi se pare util, vi se pare funny, vi se pare cum vi se pare vouă, dați acolo, abonează și like sau dislike la clip, comentariu ca să vorbim, să vedem, să comunicăm, să vă ajutăm, să râdem, să facem să fie bine.